Proiectul Ambasador de Bucovina a ajuns la final după 5 zile în care Universitatea Ștefan cel Mare din Suceau a fost gazda lucrărilor coordonate de cadre universitare din 14 țări ale lumii. Vorbim despre 25 de profesori, cercetători și manageri care activează în sistemele educaționale din Anglia, Grecia, Italia, Spania, Germania, Belgia, Franța, Elveția, Ucraina, Norvegia, Luxemburg, Irlanda, Canada și Statele Unite ale Americii. Cu toții au răspuns invitației lansate de Facultatea de Științe ale Educației din în cadrul USV, alături de alți 25 de experți din domeniul educațional din România. În cadrul manifestării ambasador de Bucovina au avut loc 14 ateliere de formare și de împărtășire de bune practici care au abordat teme actuale din educație și la care au luat parte peste 1600 de studenți, cadre didactice și specialiști. Tot în cadrul proiectului au fost derulate și vizite ale participanților la Mănăstirea Putna, dar și la Cetatea Hotin cu ocazia întâlnirii derulate cu profesorii români de la Universitatea din în prezența Ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Proiectul Ambasador de Bucovina, cel care de altfel a dat startul acțiunilor programate anul acesta de autoritățile sucevene pentru luna diasporei, aflat la prima ediție, a fost finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Universitatea Ștefan cel Mare și Consiliul Județean Suceava.